numesc Ion, sunt tată la 6 copii. Înțelegeți, cu cât mai mulți copii apar în familie, cu atât eu mă simt parcă mai ușurat. Parcă îmi pare că e mai mare cercul. Și nu că n-am să am ce mânca sau să asigur greutăți mai mari, nu, dar parcă îmi pare că invers, ajutor mai mult. Mai mult e susținere, parcă de la copii, dar mă înțelegeți, încurajarea asta, nu știu cum. Eu simt, de exemplu. Mă ocup cu agricultura și fermier. Avem 9 capete de bovini, suntem producători de lapte. Cu asta întreținem familia. Dacă știți cum spune, dacă ai 7 ani de acasă, absolvi mai târziu viața ta sau cum tu te porți, cum tu lucrezi. Tot aici se învață la 7 ani de acasă. Dacă aici au fost învățați de părinți munca, au fost educația, învățătura, toate lucrurile astea, atunci se văd acei 7 ani. Și când am zis să duc, ajung vremea la maturitate, să duc în lume, să am sine stătători la 18 ani, vor și ei să facă un ban al lor sau să învețe sau să fac ceva. Și atunci înțeleg că succesul este doar prin muncă. Chiar și a învăța, chiar și a lucra, asta numai de cât trebuie. Când am văzut deodată 10 copii la tata socru, deodată așa m-am uitat, noi am fost doi în familie, doi băieți numai. Am crescut doi, din care fratele mai mare m-a lăsat, el la 15 ani a plecat și eu am rămas, aveam 11 ani. La 11 ani eu practic singur, în familie numai singur am fost. Am simțit lipsa asta de conversații, lipsa asta de prietenii. Soția când e din familie numeroasă de copii, închipuiți-vă, eu practic unicul la părinți, și e tare, tare s-o gândit, e pe urmă încoace mi-a spus de lucrul ăsta, că eu tare m-am temut că tu ai fost singur și tu n-ai să poți te apropii așa cu dragoste la față de mulți copii. Foarte bine s-a împăcat, la școală merg împreună, la clasă. Așa că tragem nădejde că Domnul să ne binecuvânteze cu copilaș mai departe. Pentru asta trăim, știți, copiii este bucurie în familie. Când vine un copil, este foarte, în familie este bucurie nespus de mare. Mai ales la tata. Eu și mama știu că e bucuroasă, dar tata e cea mai fericită atunci.